Finlanda a fost desemnată cea mai fericită țară din lume pentru al 6-lea an consecutiv. Acum, ghidul oficial de turism al țării oferă excursii gratuite pentru 10 persoane care să ia lecții de fericire. Finlanda a ajuns în fruntea clasamentului cu un scor mult mai mare decât al tuturor celorlalte țări, conform raportului Fericirii Mondiale 2023, publicat în această săptămână. Raportul publicat de Rețeaua de Soluții pentru Dezvoltare Durabilă a ONU și elaborat de o echipă de experți independenți măsoară factorii precum venitul mediu și sănătatea mentală și fizică. Datele pentru raport sunt preluate în principal din sondajul mondial Gallup. Ghidul oficial de turism Visit Finland oferă acum 10 excursii gratuite pentru cei care vor să învețe cum să fie fericiți ca finlandezii. Cursul de fericire al Visit Finland este programat să aibă loc pe parcursul a 4 zile într-o stațiune de lux din districtul finlandez al lacurilor. Visit Finland va acoperi toate cheltuielile de călătorie și cazare, care includ o cameră de hotel, acces la saună și spa privat și toate celelalte facilități esențiale conform site-ului. Excursia include sesiuni cu experți finlandezi despre meșteșuguri, mâncare și bunăstare, sănătate și echilibru. Candidații trebuie să creeze un reel sau un video pentru TikTok în care trebuie să spună de ce ar putea fi în secret finlandezi. De asemenea, participanții vor fi filmați în timpul excursiei, iar materialul va fi folosit pentru materiale publicitare ale Visit Finland, potrivit site-ului. Heli, directorul senior la organizația guvernamentală Business Finland, a spus că fericirea finlandezilor decurge dintr-o relație strânsă cu natura și dintr-un stil de viață cu picioarele pe pământ, nu este o stare mistică. Este o abilitate care poate fi învățată, a mai spus aceasta. Relatează Digi24.ro.